Azi am fost extrem de impresionată când am trecut printre niște muncitori. Și din acest grup de muncitori erau unul mai tânăr care vroia să consume o băutură energizantă, iar unul mai în vârstă oleacă, nu mult mai în vârstă, dar mai în vârstă oleacă, îi spune celui mai tânăr, Măi, da, mai bine bești tu o bere, bești un pahar de vin, nu mai bea porcăria aia, că o să faci infartată. Și, sincer, mi s-a părut extraordinar. Am fost așa de bucuroasă când am auzit asta. Pentru că, uneori, sunt oameni care cred că nutriția e așa, vreo complicățenie. Și când aud uh, oameni de bază, oameni. Ca oricare, care au o înțelegere a faptului că anumite lucruri pur și simplu nu sunt bune și le spun altora cu bune intenții și așa ca un tată, mi s-a părut foarte tare. Și aș vrea să conștientizezi tu în viața și în nutriția ta. Dacă toate aceste trenduri, toate aceste mode în care uneori, pur și simplu, ca să aparții unui grup, ca să fii prezent acolo, la discuție, la masă, trebuie să-ți dietă, trebuie să-ți fasting, nu se poate să mănânci dimineața, nu se poate să mănânci după șase seara. Trebuie să fie, nu știu cum ciudat, cu floricică și bomboana de pe Colivă, mai nou, acest la modă înfopetat. Deci, în viața și în nutriția ta. Crezi că nutriția, alimentația sănătoasă trebuie să fie complicată?